Aș vrea să încep prin a vorbi despre ce presupune ego-ul, să ne facem o idee clară despre ce presupune acesta. Să trăiești din ego, să operezi din ego, presupune să-ți creezi un rol și să-l joci, fără să te intereseze cine e în spatele rolului, cine e actorul, practic, cine e în spatele scenariului care se desfășoară prin existența ta. Cine e sau ce e sursa existenței tale. Și dacă te uiți în jur, poți să vezi foarte ușor o grămadă de oameni ce joacă diferite roluri și fiecare rol caută să obțină ceva prin felul în care este modelat. Și dimensiunea ego-ului ține de a arăta că faci ceva și nu de a face pur și simplu ceea ce simți să faci. Și poți să faci o analiză introspectivă, să vezi ce acțiuni faci tu, ce obiceiuri ai și ce rezultat au toate astea, ce cauți să obții cu toate astea. Dacă faci anumite lucruri din pasiune, dintr-un sens de împlinire, de scop, și nu pentru un rezultat al acțiunii pe care o iei, nu ca să primești ceva în mod particular din ceea ce faci, asta presupune că ai depășit ego-ul și operezi dintr-o supraconștiință, dintr-o conștiință și o energie mult mai elevată decât cea a ego-ului. În principiu, ego-ul ține de lumea exterioară. Are foarte multă legătură cu cum ne raportăm noi la lumea exterioară, ce fel de imagine de sine ne formăm în funcție de mediul în care am trăit în mare parte în experiența noastră individuală și în funcție de asta o să ne modelăm ego-ul. Spre exemplu, o persoană care nu primește foarte multă atenție și iubire, compasiune, empatie de la părinți, de la familie, o să își atribuie o imagine de sine care să ceară atenție practic, care o să o caute, care să caute aceste lipsuri pe care nu le-a primit din familie, din mediul principal în care s-a născut. Ego-ul e mereu prezent și neliniștit când vine vorba de a obține faimă, succes, bani, status social, reputație și așa mai departe, adică aspecte ce nu au o fundație stabilă, aspecte care țin de imaginea de sine și persoanele care nu poate să vadă adânc în noi ceea ce suntem la bază, o să se raporteze la imaginea de sine, la imaginea creată, la mască și asta o să determine modul în care ei ne tratează și modul în care ei ne văd pe noi. De ce zic că nu e o fundație stabilă? Pentru că, spre exemplu, dacă caut atenție prin niște accesorii scumpe sau prin felul în care mă îmbrac sau prin felul în care mă machez și așa mai departe, prin obiecte materiale, cărora le dau mai multă valoare decât cea pe care o au și caut în mod compulsiv să fiu apreciat, toate aspectele astea nu sunt eu. Eu sunt altceva. Dar toate bunurile materiale și tot sistemul și aspectele astea pe care se bazează statusul social în ziua de azi, toate chestiile astea poate să pice oricând și deși poate pot spune că sunt ale mele, tot nu am control de plin asupra lor. Adică o mașină scumpă pot să pierd a doua zi. La fel și o casă scumpă, la fel și un Rolex, la fel și fanbase-ul de pe Instagram sau orice altă platformă. Toate astea poate să pice oricând, pentru că nu dețin controlul suprem asupra lor. Și partea interesantă e că nu faci chestiile astea ca să te impresionezi pe tine. Le faci ca să impresionezi pe alții. Adică nu o să îți cumperi un ceas scump sau nu știu ce fel de îmbrăcăminte sau nu știu ce mașină sau vilă ca să te impresionezi pe tine. O să atribui acea chestie doar ca să impresionezi pe alții, doar ca să fii văzut cu ele de către alți oameni. De aceea am zis că ego-ul se raportează la lumea exterioară. În principiu, ego-ul este dimensiunea inferioară a minții, dimensiunea 3D, și trăim într-o lume multidimensională în care putem călători practic folosindu-ne de conștiință, de conștiința noastră și cu cât o elevăm mai mult, cu atât ajungem să descoperim diferite dimensiuni ale acestei existențe.
Și asta vine și cu diferite mindset-uri. Spre exemplu, în loc să alerg după ceva, asta după ce m-am scos din ego, o să-mi vină intuitiv o încredere deplină în univers, în existență, care o să mă liniștească și o să mă facă să înțeleg că nu e nevoie să alerg după absolut nimic. Trebuie doar să fiu eu, autenticul eu, să dau masca jos și tot ce e al meu o să primesc. Ego-ul pot să-l asimilez cu un copil needucat care e foarte răsfățat și e foarte influențat și afectat de părerea celor din jur. De aceea caută să obțină și să-și creeze o anumită imagine de sine, dar asta este o traiectorie neliniștită, pentru că oamenii mereu o să aibă ceva de zis și niciodată nu o să fie la fel. Așa că, cred că știm cu toții, nu ai cum să-i mulțumești pe toți și dacă efortul pe care îl faci zi de zi, prin felul în care se manifestă existența prin tine, nu are ca scop să te mulțumească pe tine, să te facă pe tine să te simți împlinit, să te pui pe tine pe primul loc, practic, și să faci exact ceea ce simți tu, sinele tău înalt, sufletul tău. Atunci o să fii prins într-un cerc și o să alerge în acel cerc, căutând fericirea. Și ego-ul crede că fericirea se află în exterior, trebuie obținută în lumea externă. De fapt, fericirea se canalizează și se generează și se întreține în interior. Și asta e în raport cu importanța pe care tu ți-o dai ție, cu valoarea pe care tu o găsești în tine, în interiorul tău, și nu îți mai atribui valori externe sau extensii materiale ale tale, ce simți că ți-ar ridica încrederea de sine, dar fără să aibă o fundație stabilă și fără să fie un aspect autentic al tău. E doar o chestiune de timp până când acestea o să pice și o să rămâi tot cu tine exact în stadiul în care te-ai lăsat. De aceea încurajez munca interioară prin care tu iei o pauză de la rolul ăsta pe care l-ai jucat atâta timp și începi să cauți, să sapi adânc în tine, să găsești adevăratele valori, ce sunt ale tale, ce te reprezintă pe tine. Și aceste valori, ce formează autenticul tu, nu ți le poate lua nimeni. O să afișez o imagine ce pe mine m-a ajutat foarte mult, un tabel de vibrație în raport cu emoțiile, ce vibrație are fiecare emoție și asta pentru o analiză de sine, să vezi cam în ce zone ești blocat, ce blocaje emoționale există în sistemul tău în prezent. Și după cum vedem, această scară vibrațională începe de la cele mai joase emoții, cele care alimentează și întrețin ego-ul. Fiecare gând pe care îl avem vine dintr-o anumită emoție și energia din care noi o să operăm în indiferent ce alegem să facem într-un moment sau pe termen lung, o să fie în raport cu această energie sau această emoție. Și începând de la primele, cele mai inferioare, avem shame, adică rușine, guilt, adică vinovăție, apatie, grief, care e regret, fear. Frica e un aspect destul de general pentru oameni în ziua de azi și în momentul în care operezi din frică, ăla e exact ego-ul. Îi e frică să nu fie demascat, îi e frică să nu cumva să nu obțină ceea ce simte că ar avea nevoie, chiar dacă în esențialitatea lucrurilor nu îl ajută. Desire, o dorință aprinsă de a obține ceva ce poate nu e menit pentru tine. Anger, bineînțeles, furia, care e tot un aspect al ego-ului și cred că putem să relatăm cu toții la gândurile și deciziile pe care le luăm în momentul în care suntem furioși, suntem nervoși. Și mai e mândria în raport cu imaginea de sine, cât de mândru mă simt eu cu această faimă sau această imagine pe care mi-am creat-o. Și mândria e o fundație destul de puternică pentru ego, ce susține în continuare masca asta. Dacă eu mă simt mândru de imaginea pe care mi-am creat-o, de rolul pe care eu îl joc, atunci o să simt o formă de motivație artificială să continui în a juca rolul acesta. Și pe urmă avem curajul,
ce e o etapă de scăpare, într-un sens, din toate jocurile ego-ului și dacă ne raportăm la curaj, să renunțăm la rol, să fim curajoși și să avem încredere în faptul că renunțând la această imagine, la acest joc al ego-ului, o să îl transcendăm, o să îl depășim și putem să ne elevăm conștiința și putem să abordăm un mindset diferit asupra vieții și putem să începem să săpăm în interiorul nostru, să găsim varianta noastră autentică, să găsim adevăratele valori ce ne definesc ca și o formă de viață autentică de pe această planetă. Și în momentul în care începem procesul acesta și începem să ne detașăm, să ne desprindem de rol, de imaginea de sine care nu ne servește, o să fie dureros pentru ego, pentru că tot ce știa el mai de preț și mai valoros începe să se dezintegreze treptat și practic el nu o să mai rămână cu nimic și alegem să facem asta ori intuitiv, spre exemplu în cazul meu, fost intuitiv și pur și simplu m-am izolat și mi-am acordat timp să dezintegrez această imagine pe care mi-o creasem, care nu îmi servea și de fiecare dată când o întrețineam și operam din această imagine, simțeam că mă îndepărtez de adevăratul eu din ce în ce mai mult. Pe scara asta vibrațională, etapa asta este de neutralitate, în care tu devii observator și începi să observi tot ce se întâmplă și în lumea interioară, dar și în lumea exterioară. Ce fel de evenimente ce vin din exterior declanșează anumite emoții și anumită energie în lumea interioară a ta și ăla e un punct de pornire în munca interioară, în începerea accesării lumii interioare, în momente în care pur și simplu închizi ochii și stai cu tine și începi să te cunoști, să te descoperi și să nu mai existe toate filtrele și toate măștile și toate straturile de la suprafață care să te împiedice prin a ajunge la sursa existenței tale și la aspectele autentice ce te formează. Și deși pot spune că e cel mai greu lucru pe care l-am făcut, dezintegrarea ego-ului, totodată cu stagiul ăsta au venit cele mai mari recompense pe care nici măcar nu puteam să mi le imaginez în etapele alea și am ajuns să trăiesc viața pe care mi-o doream subconștient, dar nu eram sigur de ea. Mi se părea imposibilă, pentru că ego-ul se rezumă la regulile și restricțiile sociale și la felul în care funcționează sistemul, cum că dacă îți dorești ceva, trebuie să-l obții prin muncă grea, prin lumea materială, prin lumea fizică, prin dimensiunea 3D, în care tu te folosești de timp, de mișcare și de o identitate, de un rol ce e potrivit societății și te ajută să te integrezi mai ușor în teatrul ăsta plin de măști și falsitate și inclusiv de bani, de finanțe și de tot ce formează și întreține și susține sistemul în care trăim, adică pe iluzii, pe concepte, pe conceptul de timp, că timpul ar fi ceva limitat, când de fapt timpul este doar acum, tot ce există este acum, prezentul continuu, practic, care pur și simplu continuă și devine o problemă, viața, existența, decursul vieții, doar în momentul în care începi să o contorizezi și, bineînțeles, iluzia că banii sunt singura cale de a fi fericit, deși atâția oameni în societate alargă după bani și chiar și oamenii care au acești bani, majoritatea pare că alargă în continuare după ceva. În esență, ego-ul vrea să se cunoască pe sine, dar alergă în toate direcțiile greșite pentru a se descoperi pe sine, pentru că are nevoie de disciplină și doar supraconștiința poate să-l educe, să-l disciplineze. Ăsta e aspectul superior al existenței fiecărui om de pe această planetă și în momentul în care devii conștient, din ce în ce mai conștient de tot ce se întâmplă și nu mai lași ego-ul să îți conducă viața practic și să te ducă în toate locurile în care îți dai seama că de fapt chiar nu vrei să fii acolo. În momentul în care iei tu volanul și schimbi traiectoria
și începi să mergi pe drumul ce simți că îți e menit ție și se simte natural pentru tine să mergi pe acel drum. Nici nu-ți pui întrebări, nici măcar nu-ți faci griji de faptul că ar putea decurge ceva greșit pe drumul tău autentic. Ăla e un moment în care ego-ul începe să plângă, practic. Ego-ul începe să se dezintegreze, să-și piardă puterea, să realizeze că nu mai are folos pe drumul ăla. Și cu cât te dedici mai mult acestui proces de dezintegrare, de stoparea jucării rolului pe care ți l-ai format din motive personale, cel mai probabil, cum am zis la început, în raport cu mediul și traumele, într-un fel, chiar și cele minuscule, prin care tu nu ai obținut nevoile primare ale specii umane, ca și afecțiune, iubire, compasiune, empatie, ajutor, susținere, încurajare, acceptare și un sens de aparținere, o confirmare că aparții mediului și oamenilor care te înconjurau atunci, ce nu ți-ar fi lăsat vreo impresie că e ceva greșit cu tine. Și în momentul în care începi să devii adevărat cu tine, practic, să-ți fii tu real ție, începi să îți cultivi tu propria doză de iubire, de încurajare și de toate emoțiile elevate și de sprijin, ce aspecte formează o personalitate puternică cu o fundație stabilă, în care când toți oamenii din jur se îndepărtează și nu îți sunt alături, tu te ai pe tine și te ai pe tine în stadiul în care tu te-ai format pe tine. Și după ce treci de stadiul de neutralitate în care tu începi să te redescoperi, practic, începi să mergi spre emoții elevate, cum se poate vedea pe scara vibrațională, un sentiment că ești pregătit să mergi pe drumul tău și că ai încredere în proces și în tine și în aspectele autentice și divine din tine, în intuiție, în ghizii tăi spirituali care te îndrumă și îți vorbesc subtil prin simțuri, urci și crești la acceptare când accepti viața pentru ceea ce este, când accepti situațiile ce vin spre tine și înțelegi ciclul vieții și începi să înțelegi cum funcționează viața și de ce, în momentele în care începi să devii mai meditativ și înțelegi că totul se întâmplă cu un motiv și treptat o să ajungi să înțelegi care e motivul pentru care s-au întâmplat anumite situații în mod particular, care poate mai de mult te țineau în emoții joase pe termen lung, dar acum înțelepciunea te face să le procesezi mult mai repede și să înțelegi că totul este o școală, totul ține de lecții și cât de repede îți faci temele practic, cât de repede înveți o lecție din această viață. Crescând, ajungem și la un nivel de raționalitate în care morala, legile morale nu se mai aplică pentru că conștientizezi că suntem cu toții unul, toți suntem conectați între noi și aici noțiunea de ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, devine o normalitate pentru tine și începi să privești rațional și empatic toate situațiile, toți oamenii și să le tratezi corespunzător și felul în care tu o să operezi în raport cu lumea exterioară o să se schimbe drastic, pentru că depășind ego-ul nu o să mai simți să te răzbuni, nu o să mai simți să răspunzi cu violență sau cu negativism, negativismului, hate-ului sau orice altceva. Asta e o etapă în care începi să înveți și să integrezi noțiunea de a fi un om bun, practic. Un om ce echilibrează energia planetei și o elevează prin simpla sa prezență și interacțiune cu mediul înconjurător și oamenii. Și după, evident, ca și rezultat al acestei munci interioare, vine iubirea, iubirea pură de sine și de toate aspectele, toți oamenii ce te înconjoară. Joy, care presupune o bucurie,
pur și simplu o bucurie pentru faptul că ești în viață și că ai mers atât de departe și că ai evoluat atât de mult într-un timp relativ scurt și că când alții doar își hrăneau și alimentau ego-urile și mai mult, tu ai ales să pui măștile pe foc și să te raportezi la munca interioară. Când alții mergeau în baruri și în cluburi și se îmbătau și nu făceau nimic din care să le servească, tu ai ales să te sprijini pe tine și să lucrezi cu tine. Și bineînțeles, o stare de pace și liniște interioară, pentru că ți-ai făcut temele și știi că dacă se întâmplă să te mai asculte, să mai ai vreun examen de dat, adică dacă universul te mai testează cu diferite situații din trecut ce cumva te-ar afecta sau te-ar face să răspunzi din ego, să interacționezi cu ele operând din ego, adică din emoțiile inferioare, tu, din cauza că ai evoluat atât de mult, nu o să te clintești în fața lor și o să rămâi în continuare adevărat și real ție. Și enlightenment e ultimul stadiu, ultimate consciousness, conștiința supremă în care tu transcendezi toate dimensiunile minții, dimensiunile conștiinței și ajungi la ultimul stadiu practic de iluminare. Deși etapa asta e mai greu de a o dobândi prin interacțiunile cu lumea exterioară, ține mai mult de lumea interioară și de regulă se atinge prin foarte multe practici spirituale, ca și meditația, yoga și anumite practici de detașament. Practicând detașamentul, începem să ne detașăm și să acceptăm dispariția lucrurilor și a oamenilor și temporalitatea acestora, practic. Faptul că tot în existența asta, în lumea 3D, în dimensiunea 3D, fizică, corporală, totul e trecător și tot ce rămâne e conștiința, sursa existenței tale, care exista înainte să te încarnezi pe pământ. La fel și cu ceilalți oameni pe care i-ai cunoscut și pe care îi vezi zi de zi pe stradă, trecând pe lângă ei. Și acei oameni o să se întoarcă la sursă în momentul în care e timpul ca ei să treacă de pe această planetă. Nu am decât cuvinte de încurajare și evident susținere, dar ulterior tu ești cel sau cea care decide când e momentul să meargă în interior, în loc să pășească mereu în exterior și să se caute în exterior, practic, pentru că nu ai cum să te descoperi, nu ai cum să te cunoști dacă te raportezi doar la ce e în jurul tău. Și deși tot ce se întâmplă în jurul tău e o confirmare a ceea ce se întâmplă în interiorul tău, tot ce atragi în existența asta la nivel de vibrație, toate aspectele și oamenii cu care tu rezonezi sunt doar o confirmare a ceea ce tu ești în interiorul tău și anumite lucruri cu care încă mai ai de lucru, practic, la care încă trebuie să mai muncești, pe care încă trebuie să le mai dezlegi. Și în experiența mea, odată ce iei suficient feedback din exterior, într-un fel vezi și primești foarte multe confirmări de la oameni și situații că sunt anumite aspecte ce în mod special pe tine te afectează sau pur și simplu ajungi la un nivel de claritate și realizezi că sunt aspecte la care tu trebuie să lucrezi cu tine și nu ai de vindecat sau de reparat pe nimeni din jurul tău. Trebuie doar să faci niște schimbări în interiorul tău, să faci munca interioară ce transformă energiile joase în energii elevate, în emoții elevate. So, take it easy, I would say, și whenever the time is right for you, just take the leap of faith and just become true to yourself, basically.